O expoziție organizată în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a avut vernisajul la Palatul Culturii din Iași. Expoziția Lulele, Imamele și Tabachere de la Gusten G. la Iași Bazar are la bază diferite modele, forme și materiale din care pipele se regăseau în trecut. Vizitatorii au ocazia să descopere istoria din spatele fumatului, de la motive religioase până la practica terapeutică. Sunt expuse și frunzele de tutun Bechtimis, această denumire ilustrând calitatea superioară a acestei plante. Exponatele au fost aduse din Constanța. Trebuie admirate, pentru că sunt piese deosebite din punctul meu de vedere și nu cred că numai al meu. Acum, știu, e vorba de fumat, e vorba de percepția publică asupra fumatului, dar chiar și un viciu dă naștere unei culturi. În jurul fumatului, actului de a fuma, s-a creat o adevărată cultură, iar o parte din această cultură se regăsește în expoziția pe care o vernisăm astăzi. Aici ne referim numai la instrumentele de fumat și numai la pipe de fumat, pentru că sunt multe alte instrumente. Vrem mai mult să arătăm această cultură care face parte din istoria mondială. De asemenea, pentru mine, bucuria mea nespusă este această colaborare cu Muzeul din Constanța. Iată că după experiențele frumoase pe care le-am avut în ultimele săptămâni cu Bruchental din Sibiu, cu Muzeul din Chișinău, cu muzeele din București, astăzi vine alături de noi muzeul din capitala Dobrogei. E o bucurie nespusă și e un mod plăcut de a crea astfel de punți, astfel de legături durabile prin cultură, prin educație și, de ce nu, prin știință. Persoanele interesate și dornice să descopere istoricul acestor obiecte deosebite pot vizita expoziția în perioada 20 martie-12 mai.